Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După insistențele primite, m-ați rugat să vă prezint iepurașii. Totuși, mare lucru, n-am ce să vă arăt. În momentul ăla încă niciun cuib. Doamna aici de față, care trebuia să facă cuibul acum câteva zile, văd că tot amână. Nu știu ce-i cu ea. Poate, ea trebuia să fete acum vreo 3 zile, nu știu cât o mai ține. Poate am calculat eu prost, dar nu prea pățesc asta. Sau doar o fie grasă. Am băgat-o ieri la iepuroi, dar nu, arăta că încă e gestant. Aici e puroiul. Următoarea care trebuie să feteste ea, care deține recordul la cuiburi pe anul ăsta, deci ar fi al primul cuib a fost de 2, al treilea de 2, al 4, primul de 2, doilea de 2, al treilea de 4, nu, de 6, și al 4-lea cuib a fost de 3. Și urmează al 5-lea cuib pe anul acesta, vedem câți, deci la al 5-lea cuib. Aici e puroiul, pitic. Mă. Așa. Chișu așa un pic. Am montat, în sfârșit, iepuraica aceasta. Acceptat iepuroiul. Vedem ce surprize îmi va oferi, sper că plăcute. E ultima care trebuie să fete. Următoarea, după cea gri, o să fie asta, albă. La fel montată cu iepuroiul alb. Deci ea va fi la al treilea cuib pe anul acesta. Primul cuib a fost montată cu iepuroiul al meu, ăla galben cu dungi negre, care a stat exact în boxa ei, dacă vă mai aduceți aminte. Mi-a fătat 8, din care am oprit o singură iepuroică. A doua tură tot 8 a avut cu iepuroiul. Dar, din păcate, n-a trăit niciunul. Bănuiesc că poate a fost din cauza căldurilor. Vedem acum ce va face la al treilea cuib. Coborâm jos la doamna care îi place să evadeze. A fost montată în vlog. Se vede că ia în greutate. O să fie la primul ei cuib, e proiect ca fiind de anul acesta. Așa că rămâne de văzut ce surprize ne va pregăti.
cobor jos aici. Asta este proeca oprită din cea albă, din primul ei cuib. E proaică maro, purtătoare de galben. Bine, dacă aș monta-o cu un iepuroi galben, 100% toți pui ar trebui să iasă galbeni. Dar, de moment ce o să o dau la iepuroi alb, m-ar fi un miracol să iasă măcar unul galben, dar rămâne de văzut. Aici e proaica galbenă de la Ionuț Claudiu. Tot din iepurii mei. Din ea poate o să am șanse să scot câțiva galbeni. Dar și în cazul ei rămâne de văzut. Încă una începe să evadeze. Opa! A, bravo! O să o prind eu și pe ea. Noi după ea. Ia să vedem pe unde s-a băgat. Tocmai acolo. O iau eu. Reuși să o prind. Stai acolo, nu mai coboră de capul tău. Parcă văd că vrea să iasă alta. Dragilor, acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune. Să ne revedem la cât mai multe cuiburi și la cât mai mulți iepuroși.